continuă războiul politic între Andrei Volosevici și reprezentanții PNL. În cadrul ultimei ședințe a legislativului ploieștean, primarul a lansat un șir de atacuri dure la adresa senatorului Robert Anastase, președintele PNL Ploiești. Totul a pornit de la faptul că proiectul privind construirea unei creșe pe strada Cosminele cu fonduri europene prin programul PNRR se află în prezent pe locul 2 pe lista de rezervă. Prin activitatea deosebită și mulțumesc doamnei senator Robert Anastase că s-a ocupat și se ocupă de lucrul ăsta, mă și uechea, dar ne-am prins că e vorba de alt obiectiv, suntem pe lista de rezervă la creșe. Pe locul 2. Bine, nu vreau să vă spun, acum înțelegeți dumneavoastră și vă stau la dispoziție cu hârtia, cam ce Dumnezeu... Știți, astea maro sunt cele, exact cum scrie, admise la finanțare. Noi cumva cu numărul 13 suntem după locul numărul 16. Este oficial pe site-ul ministerului. Fie că cineva mai răutăcios ne-a scos de acolo și a uitat să schimbe numărul, dar este foarte clar că după 15 vine 16 și după 16 nu poate vine 13. Dar în mod sigur, urmarea unor lobby foarte corect și mulțumesc că dânsa se ocupă de lucrul ăsta și probabil de asta parlamentar, marea creșă de care se vorbea și la un moment dat s-a făcut o postare este pe lista de rezervă numărul 2. Am contestat pentru că noi considerăm că nu este corect punctajul. Reacția consilierilor PNL nu a întârziat să apară, președintele de ședință Valentin Marcu solicitându-i primarului Andrei Volosevici să nu politizeze ședințele legislativului local. Aș dori să rog respectuos oamenii politici să mai tacă din gură. Deci, îi rog respectos, haide să postăm ce corect se întâmplă. Alea Strunga n-are nicio legătură cu Cosminele. Cosminele e pe lista de rezervă. Domnul primar, dacă aveți recomandări pentru oamenii de politici, în conferință de presă. Aici este ședința de Consiliu Local. Dacă aveți o informare către Consiliu Local... Nu, ce scuze, nu vă interesează lucrul ăsta? Nu mă interesează sfaturile care le-a dat dumneavoastră politicienilor, dumneavoastră fiind ales tot ca politician. E perfect. Atunci, îmi cer scuze, îmi schimb abordarea și vă spun că este o informare prin care vă spun că suntem locul 2 pe lista de rezervă cu creșa de pe Cosminele care intră pe PNRR. E ok așa? De altfel și consilierul PNL Gheorghe Sârbu a reacționat, reprezentantul legislativului reproșându-i primarului Volosevici faptul că ocupă acea funcție și datorită Robertei Anastase. Un singur lucru ați omis, domnul primar, în expunerea dumneavoastră. Parlamentarul Robert Anastase, dacă nu, în 2008 nu era dânsa dumneavoastră, nu ajungeați primar 2008-2012 și în 2020 nu câștigați așa de mult datorită faptului că a fost sprijinit de Consiliul Local. Prăpastia dintre reprezentanții PNL Ploiești și primarul Andrei Volosevici se adâncește din ce în ce mai mult, iar acest lucru nu va ajuta în această perioadă dificilă, mai ales că toți factorii decizionali trebuie să se așeze la aceeași masă și să găsească soluții astfel încât ploieștenii să beneficieze pe viitor de apă caldă și căldură.